Brother man! Mă bucur! Mă bucur să te văd, brother! Ia un loc aici pe, în studioul ăsta al nostru, ad hoc, în natură. Avem aici pe Bumblebee și pe Willy. Tovarăși de nădejde, să știi. Tovarăși de nădejde. Știi ce am uitat? Ca de obicei. Să facem un planning al emisiunii lor. Măcar să ne dăm telefoanele pe silențios. De obicei noi uităm să facem un planning a orice, dar asta de fapt face savoarea tuturor clipurilor pe care le tragem noi. Oricum trebuie să te felicit pentru cifra rotundă. Thank you, brother! Pentru faptul că vei intra în monetizarea lui YouTube de România. Aia, doamne! Și cred că salariul tău de polițist din America era nimic față de banii care îi vei face din YouTube în România. Doamne ajută, bro! Așa sper și eu. Băi, chiar că e o chestie remarcabilă și eu apreciez enorm de mult că tu ești nașul și în primul rând m-ai dat imboldul să încep chestia asta. Și după aia susținerea nemijlocită să-l aduc la 1000 de abonați, care dragii mei vă iubim amândoi. Nu uitați să apăsați butonul de like. Apăsați butonul de like. Butonul de subscribe. Să apăsați și pe clopoțel ca să fiți la curent tot timpul cu ceea ce postăm noi. Să știi că o vară fierbinte, scuze. Cu câțiva ani în urmă, dacă mi-ar fi spus cineva că voi ajunge aici și să fac asta, n-aș fi crezut. N-ai fi crezut. Pentru că așa este viața și așa suntem noi oamenii. Dar până la urmă, fiecare dintre noi este arhitectul propriului urcuș. Corect. Mie tot timpul mi-a plăcut să impulsionez oamenii care i-am văzut ca o vocație către ceva. Și am ajuns și la concluzia că e bine să-i cer fiecărui om ce poate face. Corect, exact. Nu să-i cer unui om care nu poate face un lucru, acel lucru, să nu ceri imposibilul. Și e foarte greu să, de fapt, să descoperi vocații în oameni, ce poate fiecare face, știi? E o artă. Acum, însă că am pornit pe drumul ăsta, eu nu voi mai da înapoi, nu mă voi pensiona la 45 de ani. Așa. Dar e un drum greu și e un drum care nu e foarte bine renumerat. Pentru că la prima vedere, mulți vor zice, domne, e o muncă ușoară, nu o faci cine știe ce, stai și o lălăi pe acolo. Nu te stresezi. Nu te stresezi, dar pentru 25 de minute, pentru o oră de clip pe care îl vedeți, de foarte multe ori în spatele lui sunt ore de stat în picioare, în ger, în soare, în vânt, în insecte, în mărăcini, pe sub mașini, în mașini, murdar pe mâini, transpirat, doar ca să filmezi. Iar dincolo de asta e o altă lume a editorilor, a celor care au acest talent. Eu nu l-am, dar rudimentar așa cât pot fac și eu lucrurile astea, tu le faci la un nivel profi. Mersi, dragule. Iar în spatele unui clip de o oră, bine filmat și bine montat, sunt poate 10 ore. Corect, de muncă. Corect. De muncă, de multe ori și de greșeli și de rateuri. Un echipament tehnic poate da un kicks. Și îți dai seama de rateu de-abia după ce te-a pus să montezi clipul acolo. Sau chiar la sfârșit. Sau chiar la sfârșit. Că-ți lipsește o bucată din sunet sau că undeva n-a tras sau că... Sigur. Sau că... Sigur. Eu mă aduc aminte cel mai greu clip al meu care l-am făcut. Și cum spune Mihai, nu sunt un de nivel Hollywood, dar sunt un om care cam știe ce face în chestia asta video. Adică mă descurc. Nu-i ceva necunoscut pentru mine. Și totuși, clipul în care am schimbat uleiul la Hammer, la Bumblebee, de la, când am prezentat și uleiul Ravenol, apropo, mersi încă o dată, Călinu, pentru uleiurile, sunt extraordinare, le apreciez, le iubesc, dar în orice caz, ca să fac clipul ăla, o schimbare de ulei la transfer case-ul meu dura 15 minute, 20 minute. Clipul ăla mi-a luat 4 ore, dragii mei, să-l filmez. Mută camera, pune camera, mută, nu-i bine, ia din nou, n-ai luminozitate, n-ai sunet, exact. N-ai cutare. Deci mi-a luat foarte mult, bagă-te sub mașină, ieși de sub mașină, dar... Plus că de multe ori nu poți face un scenariu. Tu ai dat drumul la uleiul care curgea din grup. Corect. Nu aveai altul, nu puteai să tragi dubla 2, dubla 3, dubla 5. Să-l bag din nou, da, exact. Cum să faci? Sigur. Adică sunt multe momente unice în aceste filmări dinamice, atât ale noastre cu mașinile, cât și cele ale cu peisajele, cu ce se întâmplă în natură. Un nor care s-a așezat într-un anumit fel îți poate valorifica super filmarea sau ți-o poate strica. Corect. E one shot deal, cum zic americanii.
Și e și nici măcar partea un pic care pentru mine ca antreprenor care e obișnuit să vadă rezultate ale investiției, chiar dacă ele sunt minore. Dom'le, am cumpărat niște ingrediente, un kilogram de carne, un kilogram de fasole, un kilogram de cutare, la sfârșit am vândut nu știu câte porții. În cazul YouTube-ului nu știi dacă vei vinde. Deci Nu știi dacă eforturile tale chiar uneori mari vor avea impact, clipurile se vor monetiza, sperăm că și în cazul meu, dar în cazul tău de la se ai monetizare pe ele. Deci nu ne plângem, nu ne văităm, dar nu e o chestie ușoară. Și nu e o chestie care să zici, bă, o pot învăța. Pentru că, până la urmă, succesul fiecărui YouTuber este, de fapt, unicitatea lui. Corect. Știu, sunt YouTuberi în toate domeniile, foarte buni copiatori, foarte buni didacți care se uită la ăla, sintetizează informația, stau și o prezintă la tablă într-un studio bine insonorizat, cu aer condiționat, filmează, montează, taie la montaj, reiau și așa mai departe. Dar ăla nu va fi niciodată un individ cu unicitate, nu va fi doar un YouTuber care umple timpul. Cu toate că există foarte mult succes și în genul ăsta de conținut. YouTube e conținut de news, da, sigur, și de reportaj scenografiat, ca să zic așa. Da, fără îndoială. Am câțiva prieteni cineaști, cu adevărat cineaști. Nu îi numesc aici pentru că nu, ei sunt oameni care au un brand în spate și fără autorizația lor nu se vorbesc despre ei, dar care se uită cu admirație la noi. Știu. Pentru că ei ar spune, bă, noi n-am putea face ce faceți voi. Adică ad hoc, de multe ori, fără să n-ai nimic pregătit pe hârtie, dacă cunoașteți un pic procesul de facere a unui film, chiar de scurt metraj sau chiar a unei emisiuni, există o pregătire în prealabil. Există niște scripturi, niște design-uri în care efectiv uneori cu mâna desenezi scena, cu câte camere tragi, de aproape, de departe, unghiile, deci există un planning. Ori să te pui pur și simplu să vorbești trezit din pat despre orice din tematica ta, e o chestie care nu este chiar plan de mâna oricui. De-aia, dragii mei, vă apreciem pentru că ne urmăriți și că uite. Așa este și frumusețea YouTube-ului, Cosmin, că îți dă libertatea asta de a te auto, cumva de a te autovalorifica. Ești plăcut și faci ceva ce prinde și ce place urmăritorilor, crești. Pentru că sunt YouTuberi care au început de mult și nu au succes. Corect. Adică au rămas la un public limitat, foarte, care nici măcar nu e în creștere. E un public mic și la oamenii mi se pare un mare eșec. Culmea că sunt printre ei și oameni buni și în ce spun, și în cum spun lucrurile, și în montaj, și în filmări. Da, necunoscute sunt căile YouTube-ului. Da, e foarte greu. Dintre toate lucrurile care m-am apucat să le fac, și am făcut chestii care pentru unii par dificile, chiar îmi scria unul dintre voi, domne, când spui de polițist, nu știu ce, SF-uri pentru mine. Chiar și cu munca de polițist, YouTube-ul mi se pare cel mai greu dintre toate. Să știi că și pentru mine este cel mai greu lucru pe care l-am făcut, atât fizic, de multe ori filmatul, multor episoade mi se pare mai greu fizic decât un antrenament la sala de arte marțiale unde am fost zeci de ani. Pentru că acolo a devenit o familiaritate, sunt lucruri firești, chiar dacă sunt obositoare, dar aici dinamica se schimbă. Și ca o paranteză, funny, în clipul cu domnul Păun când a scos bricheta, am crezut că atunci se termină tot. Pentru că nu-l cunoșteam prea bine, vorbisem de câteva ori, omul se prinsese în show și m-am gândit că poate face un milion de vizualizări. No, asta a fost așa un moment funny. Din nou, nu poți să bați algoritmul la jocul lui. Nu poți să faci conținut în așa fel încât să te valorifici, să faci bani mulți, să urci în vizualizări, să nu se poate lucrul ăsta. Dacă vă veți uita la foarte mulți YouTuberi, au crescut, au ajuns la un volum bun și s-au oprit. Da. Pentru că sunt niște limite. Și au și clipuri valoroase și clipuri de duzină, de umplutură, cu mai puține vizualizări. Eu cred că dacă ai o treime, chiar un sfert din urmăritori se uită la toate clipurile tale, ești un YouTuber bun. Da, eu zice la... Nu poți să ai 100% sau 200%, 300%, decât la un clip viral. Dar dacă ai o constantă, ca în orice domeniu, cel mai important este să ai o constantă de asta și să fii serios, să fii tot timpul acolo. Consecvent, cu da. Lucruri mai bune, mai rele, cu îmbunătățiri. Cu... Da, așa e. Eu, de exemplu, mi-am propus, ca și tine, mi-am propus să generez cel puțin un clip pe zi, dar uite că de multe ori astrele nu se aliniază.
se întâmplă o grămadă de lucruri logistico-conjuncturale, de circumstanțe, în care nu pot, chiar eu care am abilitatea să generez clipuri, adică să le editez foarte repede, am o stație grafică, două chiar foarte performante, în care procesul de randare și de asamblare a tranzițiilor se întâmplă rapid. Plus cunoștințele să mergi. Cunoștințe, nu trebuie cu să produsele mai, respective. Sigur. Eu, de exemplu, eu unul nu știu să merg cu Premiere-ul. Eu folosesc niște programe de editare simple, basic. Da, Premiere-ul acum a devenit destul de complex ca program. Înainte era un basic, dar însă pe măsură ce a evoluat industria asta. Și am încercat să studiez tutoriale, dar nu mai am timp. Corect. Pentru că și acele tutoriale ți-a timp să le pui în practică. Până la urmă, la ce fac eu, nu am nevoie neapărat de super editare. Eu, urmăritorilor le place genul ăsta de conținut. De foarte multe ori am văzut că este mai important sunetul, calitatea sunetului, corect, corect, să te audă oamenii bine, să vorbești clar și corect gramatical, în favoarea unei tranziții mai așa, unei inclinări a camerei, și pentru că foarte mulți se uită pe dispozitivele mobile. Corect, corect. Care nu-ți permit, tu poți face o super editare, o super colorizare, dar totuși ești limitat. Doar telefoanele high-end au un display performant. Pe telefoane mid-range nu vei vedea finețurile. Corect, corect, corect. Iar pe televizor se uită, dar procentul de oameni care se uită pe televizor este mic. Da, așa e. Așa e. Pentru că, vezi, aceste device-uri sunt parte din viața noastră. Că dacă te gândești, îl ții lângă tine 12 ore pe zi. Noi am ajuns să filmăm cu ele, nu? Pe lângă asta, dar e... Din nou, acum 10-15 ani nu te gândeai niciodată că vei avea un astfel de dispozitiv în mână. Corect. Care să devină parte din viața ta, care să ai banii pe el, să ai informații, să ai un mod de a ține amintirile și așa mai departe, știi? Da. Deci, dragii mei, am ajuns la 1000 de abonați. Cum am zis, îi datorez în mod special lui Mihai chestia asta. Pentru că, în primul rând, sincer, cum am mai spus de câteva ori pe canalul meu, pe canalul ăsta și cred că și pe canalul lui Mihai, eu am fost în spatele unor canale de YouTube din state de succes decent, sute de mii de abonați, care în state nu înseamnă foarte mult, dată fiind mărimea utilizatorului de YouTube, dar am fost în spate canalului, însă niciodată nu am fost eu omul din față. Mihai m-a convins să o fac în mod organizat. Eu înainte am folosit canalele mele de YouTube, care existau mai mult ca să urc conținutul media, să nu-l pierd, adică să fie un mediu de stocare. Însă Mihai mi-a dat anul trecut, în noiembrie, parcă am avut noi o discuție, nu, pe chestia asta. Și deci m-a motivat ca să încep lucrul ăsta, să-l fac, hai să zicem, la un mod constant și consecvent, dacă nu chiar să intrăm în partea de monetizare, și iată că ăsta e rezultatul acum, cât 7 luni mai târziu. Să știi că abonați nici mie nu-mi cresc foarte mult, n-am o creștere așa uriașă, câteva mii pe lună, să zicem că am avut luni foarte bune, dar abonații vin. Până la urmă, ne adresăm unui public în limba română. Corect. Din România și românilor plecați în afară, dar cred că undeva în spatele acestui algoritm el știe ce faci tu și cui să-l dea. Adică e un sistem foarte bine pus la punct, pe care tu nu poți să-l bați la jocul lui, iar te premiază în funcție de cât. Corect, corect. Mai ales cu apariția asta a AI-ului, al inteligenței artificiale, YouTube-ul se comportă ca un om, ca o ființă umană, dar nu, ca o multitudine de ființe umane, care ia și distribuie și diseminează conținutul ăsta altor ființe umane care și factorii care influențează, așa zis, o algoritm, sunt enorm de mult. Cred că la un moment ăsta s-au ajuns la câteva, dacă nu exagerez, la câteva mii de factori care afectează efectiv modul în care algoritmul... Dacă ne-am imaginat că suntem într-o sală de cinematograf și am văzut un blockbuster nou, suntem 100 de oameni cât poți fi în sala aia, 200, nu știu cât poate să fie. Și fiecare când iese de acolo e obligat să scrie pe o foaie sau îi se dă, scrie într-un rând ce ai văzut, pe un rând. Fiecare om, unul va scrie, bă, am văzut-o pe Angelina Jolie, bă, am văzut, uite, mașină, mi-a plăcut scena aia, mi-a plăcut replica aia. Unii nu vor scrie nimic, poate, până au rămas cu nimic, au fost atenți pe telefon sau chiar au dormit. Ceva de genul ăsta analizează YouTube. YouTube analizează pe oamenii care ies din sală și fiecare clip din urmă, cred că îți influențează clipurile viitoare. Corect, corect, corect. Deși gururile acestui monstru numit YouTube spun, domnule, dacă ai avut un clip, două foarte bune, și vei pune un clip care nu e prost sau e cu un conținut slab, imediat după ele, clipurile bune îl vor trage.
eu am făcut experimentul ăsta. Nu e așa. Nu e așa. Nu. Clipul bun urcă, clipul neinteresant rămâne neinteresant. Corect. Eu am urmărit câțiva YouTuberi grei în lumea YouTube-ului internațional, Peter McKinnon pe media și pe fotografie, Casey Neistat pe vlogging și alții. Ei experimentează la nivelul ăsta de milioane de abonați pe care l-au acum, aceleași chestii care le experimentăm și noi la nivelele mici, pentru că exact cum spuneai, YouTube-ul nu poți să-l păcălești livrând content de înaltă calitate și apoi livrând content care poate nu neapărat că nu ți-ai dat efort, dar parcă nu e atât de pliat pe ceea ce vreți voi, adică audiența să vedeți, și atunci YouTube-ul, bineînțeles, tratează fiecare clip individual. Nu că te penalizează, ci pur și simplu nu îți dă succes actual bazat pe succesul precedent. Da. Deci fiecare clip trebuie să aibă co-feed, thumbnail-ul sau eticheta, cum îi spune, titlul, co-feed conținutul. De exemplu, voi, dragii mei, chiar vorbeam despre chestia asta, vă uitați foarte mult la clipurile în care discutăm noi, Mihai sau cu oricine altcineva, în care discutăm, comparat cu ceea ce eu intuitiv ca video editor, cred că mai mult ați fi atrași de fentoșenile vizuale, dar nu e așa, se pare că sunteți atrași mai mult de conversația, de relația de care spune Mihai, om către om, om între om, care e mult mai... Și știi de ce cred? Foarte mulți ne urmăresc din mașină, din mers. Nu se pot uita. Nu se pot uita. Și lasă să meargă și ascultă. Și exact. Contează. E un fel de puterea radioului vremuri. Când radioul a fost o putere. Da. S-au câștigat războaie cu posturi de radio. S-au schimbat regimuri. Cei de generația noastră știu ce a însemnat Europa Liberă. Sigur, Vocea Americii. Vocea Americii. Erau doar niște voci care tu le auzeai. Nu știai nici cum arată, nici nu aveai vreo șansă să vezi vreodată pe omul ăla sau să te întâlnești cu el în realitate. YouTube-ul combină chestia asta, adică îți dă succes și în momentul în care arăți ceva ce place, dar îți dă succes și în momentul în care vorbești și oamenii sunt prinși în jocul cuvintelor tale. Din nou, dacă ai face lucrul ăsta cu un script, cu un scenariu pe care să-l citești așa de pe un prompter în spatele camerei, ai deveni un personaj de la știri. Da. Care ai stins televizorul după ce a terminat, dacă ți-a spus ceva sau nu. Ceva ce te dar dispare naturalețea aia omului care citește sau care spune ceva învățat pe de rost și repetat. Gata, mă duc și spun asta, tururururum, totutum, dar aici, de exemplu, aici, în spatele nostru, la 300 de metri, curge râul Dunărea, are străbate 7 capitale, iar altfel vine spus, suntem undeva pe malul Dunării, într-un asfințit, la jumătatea lui iunie și sărbătorim 1000 de abonați pe canalul lui Cosmin. Sigur. Apropo, crezi că va dispare TV-ul? Clasic. Nu dispare TV-ul, dar se plafonează. Se plafonează, adică în primul rând, este foarte dependent de alți factori, TV-urile, de publicitate direct, de furnizorii lor de conținut. Ai văzut că pe multe canale sunt platforme care lucrează pentru o televiziune. Pleacă de la televiziunea asta, se mută la altă televiziune. Cu emisiune cu tot. Cu emisiune cu tot. Sunt creatorii de documentare care vând documentarul lor despre piramidele azteci, care poate să ruleze astăzi pe un canal de... ceva mâine pe alt canal și așa mai departe. De exemplu, mie personal nu-mi place TikTok-ul. Deci TikTok-ul, TikTok-ul este o evoluție, are o evoluție fantastică. Eu am clipuri cu milioane de vizualizări pe TikTok. L-am făcut din necesitatea de a fi acolo, dar nu pun foarte mult conținut pe el. Nu cred că clipurile cu multe vizualizări pe YouTube, pe TikTok mi-au adus extra ceva pe YouTube. Impact că, sau nu. Nu, pur și simplu e o altă lume. Dar este mai directă, știi? YouTube, ăsta TikTok-ul este mai direct. Mai superficial. Clar. Și nefiltrat, informație mult mai ne... Pentru că pe YouTube nu prea poți să spui chiar tot ce vrei tu. Corect. Sau să arăți chiar tot ce vrei tu, pentru că imediat îți zboară conținutul. Monetizarea sau, da, conținutul sau chiar înțânghii de canalul. La 3 abateri ți l-a dat jos. Da. Păi dragul meu, ce pot să zic? Mă bucur enorm de mult că am ajuns la landmark-ul ăsta, ca să fodă și ne vedem la 10.000. Ne vedem la 10.000, da. Unii m-ați iertat că folosesc termeni englezești. Nu foarte mulți, dar unul dintre voi. Însă asta e o altă parte a YouTube-ului, dragii mei. Nu avem un limbaj pregătit dinainte, nu avem ce să spunem. Ne vin chestii naturale și așa că în cazul meu se mai strecoară unele chestii, unele englezisme, în cazul lui Mihai se strecoară alte lucruri, ba alte personaje. Asta e.
Da, dragul meu, îți mulțumesc încă o dată. Iată, public. Cosmin, ce să mai, ne vedem la cât mai... Din 10 în 10 mii, zic din eu. Din 10 în 10 mii. Ce să mai, mult succes. Nu uitați să vă abonați la toate canalele pe care apărăm. Așa, dragi. Like, share, subscribe și clopoțel. Vă pupăm. Ceau, dragilor. Bye, bye.